tipuie să fie așa aglomerat. Și mă și trezeam mai pe două buse, în weekend. Băieții la 6 până la 8. Sâmbătă la fel. Du-te, ia coroană, fă ce mai are cu voi. Terminăm. Dar e bunica din partea cui? Partea tatălui? Am avut o restanță de săptămâna trecută, de când ploua, duminica trecută, și am trebuit să o refacem. Și la 8:30 eram în obor. La 12 am fost la biserică. La mormântare. La mormântare, nu uită la... la cimitir, dar la cimitir tot la local, că mă urmărești ceva de persoană. Păi da. Am terminat cu localul. M-am dus o fugă o jumătate de oră acasă, la 6. La fel. Ești cu băieții, s-a făcut tot. Am ajuns acasă până la urmă, s-a făcut nouă. Așa e, trece timpul ăsta aici. Păi, n-am mâncat și eu ceva, s-a făcut 10. 10:30. Așa că sâmbătă, deci sâmbătă a fost ceva de genul, de la... sâmbătă... M-am trezit, m-am dus la serviciu să-i deschid lui Cernac. I-am deschis lui Cernac, m-am dus să iau coroana. La două dute și a adus-o la capelă. După ce a adus-o la capelă, la 6 sau 5:30 să mă duc